Atât de mult l-am așteptat pe Lucian Blaga să vină în cei 9 ani de zile în care am dat titularizarea și n-a venit. Dar acum am ocazia, dragi doamne, să vi-l prezint pe Lucian Blaga și să vă prezint poeziile sale minunate, Un ustri vesc roa de minunea lumii și vreau să joc analiză pentru titularizare pe baza reperelor. Am scris o introducere, după care m-am raportat la caracteristici ale liricii lui Blaga, pentru ambele texte, după care la critică literară, elemente de limbaj, temă și viziune și, bineînțeles, dezvoltarea acelor particularități lirice în funcție de textele menționate. Dacă sunteți membri ai canalului meu de YouTube pentru secțiunea titularizare, înseamnă că aveți acces integral la acest comentariu. Dacă nu, vă invit să o faceți, deoarece cu siguranță veți primi informații valoroase. Haideți să începem! Introducere. Când rostim numele marelui Lucian Blaga, pe lângă versul celebru Eu cred că veșnicia s-a născut la sat, încărcat de o semnificație aparte a eternității și a temporalității propice mediului rural, ne gândim la o serie de caracteristici ale liricii sale, printre care se numără cunoașterea de tip luciferic, metafora revelatorie, dimensiunea apolinică și cea dionisiacă, în funcție de etapa de creație sau de ipostaza în care se găsește instanța lirică, prezența gândirii mitice sau acelei magice, identificate exclusiv în textele sale, inclusiv în textele sale dramatice, nu doar în cele poetice, contopirea dezlănțuirii expresioniste cu acalmia spațiului mioritic, sentimentul absolutului, tensiunea lirică, orfismul, adică lumea percepută ca un cântec, metaforismul, imagismul, subiectivitatea, cultivarea versului liber și prezența ingambamentului, mă refer aici la înnoirile prozodice, intelectualizarea emoției, concepte filozofice. Iată caracteristicile liricii blagiene, după care merg evident cu dezvoltarea lor. Blaga așa are locul lui inegalabil prin viziunea poetică singulară din literatura română, acesta creând un sistem de gândire guvernat de mitic, dezlimitare și conservarea permanentă a misterului. Însuși Blaga explică maniera de a crea, indicând faptul că temele, noțiunile și conceptele filozofice sunt specific poetice. Citez. Mi se spune că poezia mea ar fi mitică, metafizică. E adevărat că în poezia mea sunt frecvente și motive mitice, chiar teologice, dar de aceste elemente uzez în chipul cel mai liber, ca mijloace de expresie poetică. Motivele nu sunt tratate dogmatic.